cum facem pentru viitorul ăsta în România? Adică un viitor în alb, în negru? Va merge mai rău? Mai bine? Îmi dați un pic? Pot ca să mă, un pic să mă concentrez sau cu scriptura, cum vreți? Cum vreți dumneavoastră? Cu scriptură, cu concentrare? Vă referiți la alegeri? La alegeri, da. Întâi să vedem cine câștigă alegerile. E întrebarea cea mai vehiculată în aceste zile. Alegeri, domnul Joană. Deci, domnul Joană. Un procent între 51-53%. Deci 51 va avea Joana, 53, între, mă rog? Nu, între 51-53%. Și acum pentru români o să fie mai bine sau nu? Ce mai... După alegeri o să fie o, o să fie un pic de zdruncin, un pic de la nivel politic. Da, o să se certe, o să fie, pe cunchiorii, nu? O să fie și nu puțin. O să fie ceartă mare, a? O să fie ceartă mare. Ceartă mare între capii de partide, între... O să fie scandal politic.